Disperare pentru o familie din Pitești. Copilul acesteia, de 6 ani, a căzut de la etajul vilei în care locuia cu familia, în centrul municipiului Pitești. Ambii părinți erau acasă, dar într-o clipă de neatenție a acestora, copilul s-a dus la geam, l-a deschis și a căzut în exterior. Norocul lui a fost că a căzut pe sârmele unde se întind rufe, iar acestea au atenuat căderea. Imediat, părinții au anunțat autoritățile și un echipaj de terapie intensivă mobilă a fost trimis acolo. Copilul împreună cu mama au fost urcați în ambulanță după ce i-au fost acordate primele îngrijiri la fața locului, apoi au fost duși la spitalul de pediatrie. Copilul era conștient și cu traumatisme în zona toraco-abdominală.